folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Olga, bună seara. Bună seara, alături de Florentina Mateescu, te pup, te îmbrățișez, mă bucur că ne revedem. Vorbim despre alchimizare, alchimizarea ființei. Wow, da. Cred că este tema cea mai de actualitate. E ceea ce avem de făcut acum, noi cu noi. Sigur. Foarte frumos subiect, e absolut o bucurie să înțelegem că asta e ceea ce avem de făcut. Dacă până acum, de-a lungul timpului care a trecut până acum, am lăsat lucrurile să treacă și am rămas la fel, în neschimbare, acum e cel mai necesar pas. Alchimizarea. Adică generații întregi... Este obligatoriu. Obligatoriu, sigur. Deci fără alchimizare nu putem continua traseul. Și știi, stăteam și mă gândeam când am început să urmăresc procesele de alchimizare, cum se fac și care sunt mecanismele lor, în terapie, că practic văzând matricile, se produc... Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, matricea e un plan subtil, poate să ia forma funcție de sectorul pe care căutăm. Eu de cele mai multe ori am intrat pe matricea fizică pentru că au fost multe persoane care veneau cu probleme de sănătate pe structura fizică și făceam corecțiile acolo și asta m-a ajutat foarte mult să văd cum arată matricea și cum se modifică funcție de afecțiunile care sunt, ce e de corectat și care e forma cea mai corectă de a face corecția ca să nu... Da, mă rog, am pleonat. Cea mai indicată de a face corecția ca să nu revină sau să nu se agraveze situația și... Poate să fie și discuția în care persoana pe care lucrez să înțeleagă niște cauze și să poată să lucreze cu sine. Dar se poate cere matricea pentru sectorul psihic, se poate cere pentru emoțional, se poate cere matrice de relație, se poate cere orice fel de matrice, pentru că toate funcțiunile noastre au un suport. La fel cum na, îmi vine o comparație dintre experiență profesională, ca să faci niște acte contabile, de pildă, trebuie și un program de gestiune, și un program de contabilitate, și un program de evidență bancară și trebuie să știi să le intercorelezi și să lucrezi cu ele. La fel și în structura noastră, ca să poată să-și facă treaba de la A la Z, sunt mai multe sectoare pe care se lucrează. Și ca să se poată face modificarea, e nevoie ca noi să fim acolo, să fim autentici în procesul de schimbare și chiar să acceptăm schimbarea și să lucrăm cu noi. Câtă vreme nu lucrăm cu noi sau nu acceptăm schimbarea, ea nu se poate produce. Adică un om din exterior, o persoană din exterior care lucrează în structurile noastre, poate să o facă atâta vreme cât noi dăm voie. Și modificările aduse la nivel cuantic rămân în forma respectivă dacă ceea ce va veni ca și comandă din interiorul ființei noastre va fi în consens cu ceea ce s-a lucrat. Adică fiecare problemă de sănătate are o cauză subtilă, o cauză energetică, cuantică. Ele se regăsesc în modelul nostru matricial și recomand iarăși cu căldură Marele Dicționar al Bolilor și Afecțiilor, pentru că acolo toată lumea poate să caute pentru orice afecțiune. Sunt extrem de multe
variante pe care le găsesc sau asemănătoare, chiar dacă nu sunt toate bolile trecute, e vorba de organ, de zonă, de modul în care funcționează și de programul pe care îl are. Și atunci, în această carte, care este o Biblie a sănătății, oamenii pot să găsească cauzele spirituale, cauzele subtile pentru care se produc anomalii în starea de sănătate fizică sau emoțională sau mentală și să poată să lucreze cu sine. În acest fel se susține procesul cuantic de lucru. Atunci se poate produce acea alchimizare despre care vorbeam. În ceea ce privește marea masă a oamenilor, e bine să înțelegem că acest timp al alchimizării este obligatoriu să fie traversat. Pentru că dacă stăm să ne gândim la generațiile trecute, din tot ce cunoaștem, din istorie, din literatură, marile opere literare ne-au vorbit despre omul simplu și despre modul în care se transmitea învățătura de la generație la generație. Deci oamenii învățau de la părinți anumite lucruri și le dădeau mai departe, cam la fel. Puteau să aducă niște modificări, dar nu cele mai importante, nu substanțiale, pentru că structurile societale aveau o durată destul de lungă. Timpul era mult mai lent și mama stătea acasă cu copilul și îl învăța. Asta se face, asta nu se face, asta e bine, asta nu e bine. Povestea veche știm noi cu să nu râdă lumea, face așa că asta e bine și nu râde lumea, face așa e rău și râde lumea. Și învățăturile acestea au fost transmise așa cum și animăluțele transmit informațiile de la generație la generație către puiuții lor, care foarte repede învață să capete autonomie și să se descurce singurei, să-și câștige păpica și să supraviețuiască chiar în condiții defavorabile. În ceea ce privește umanitatea, ea a trecut prin etape succesive de modificare a percepției legate de viață și a modului în care e conceptualizat viața și implicit și a ceea ce avea de făcut sau nu. Formele sociale care au fost niște forme care alchimizau un mod anterior de existență, finalizând ceea ce fusese până la un moment și începând un moment ulterior, un moment nou, un nou traseu. Adică și trecerea de la sclavagism la feudalism și trecerea de la cumpăna primitivă la sclavagism înainte de feudalism și de sclavagism. Deci toate, pe urmă apoi perioada modernă, perioada noastră, deci toate sunt forme prin care o societate care a funcționat conform unor principii într-o anumită perioadă istorică a asimilat niște experiențe de viață pe care le puteau crea cadrele sociale în care se desfășura. Evident, schimbându-se și credințele, schimbându-se nivelul tehnologic, schimbându-se concepțiile existențiale, cunoașterea, învățăturile, filozofiile de viață, evident, oamenii începeau să se schimbe în interior. Și atunci se producea necesitatea unei schimbări la nivel exterior, pentru că în felul acesta se răspândea cunoașterea și către marea masă. Ceea ce a fost până acum a fost în cadrul 3D-ului, deci dimensiunii a treia, care a fost dimensiunea emoțională. Și oamenii au învățat foarte mult din boli, din lipsuri, din suferințe, din dureri, din fel de fel de evenimente neplăcute și dureroase. Ceea ce se produce acum ca și nevoie de alchimizare și a fost genială ideea cu alchimizarea, pentru că, chiar îți mulțumesc, pentru că dacă până acum n-am vorbit explicit despre ce înseamnă trecerea dintr-o dimensiune într-alta, această alchimizare ne dă șansa să povestim diferențele dintre cele două dimensiuni care fac diametralitate între ele. Deci ceea ce a fost în 3D va trebui întors la 180 de grade ca să înțelegem ce este 4D-ul. Dacă până acum lecțiile se învățau prin emoții, de acum încolo se vor învăța prin conștientizare. Deci nu cu suferință, ci prin conștientizări, prin insight-uri, prin
flash-uri care vin și ne arată diverse lucruri și începem să înțelegem ce este în jur sau cum funcționează anumite lucruri, important este să fim atenți la, nu la partea de suflet emoțional, partea viscerală, ci la partea de suflet viu, care face inscripționările. De asemenea, să facem alchimizarea fără trezirea conștiinței? Nu. Nu. Deci, începe procesul de alchimizare prin creșterea vibrației, prin înțelegerea unor fenomene care ajută să se producă trezirea conștiinței, pentru că intrăm în proces de conștientizare. Deci, conștiința noastră, a noastră, deci nu cea egotică. Cele două se produc simultan. Odată da, cu trezirea se produce și alchimizarea. Odată cu trezirea începe procesul de alchimizare. Procesul de alchimizare, da, da. Da, da. Pentru că alchimizarea este un proces prin care noi, practic, întoarcem la 180 de grade tot ceea ce este în structura noastră. Știi cum ar putea să arate dacă ar fi o linearitate? Ca la domino, ai pus piesele, pătrățelele, da? Pietricelele una lângă alta și ai împins-o pe prima. Ea le va modifica poziția tuturor celorlalte. În 3D, planul nostru de lucru este egotic. Deci este o conștiință egotică. Maimuțica de care tot vorbeam noi, că ne ține pe loc, ne înfrânează, ne păcălește mintea care ne minte, practic. În momentul în care se intră în vibrația de 4D, intrăm în programul pe care structura noastră l-are, al patrulea centru energetic, are două rotații, are două secvențe, una care se învârte spre stânga corpului și una spre dreapta corpului. La femeie spre stânga e dedesubt și spre dreapta e deasupra și la bărbați e invers, spre dreapta e deasupra și spre stânga dedesubt și dreapta e deasupra, nu, stânga e deasupra. Mă rog, ați înțeles voi. Eu cam am probleme cu ordinea stânga și dreapta, cu direcțiile. Ce sunt aceste programe? În momentul în care se intră pe un alt fond vibrațional, noi depășim nivelul de a învăța non-conștient prin suferință, prin emoții și începem să înțelegem ce se întâmplă și de ce se întâmplă și aceste lucruri se petrec exact acum în perioada pe care noi o traversăm. Fiind atenți la ceea ce se întâmplă în jur, putem să înțelegem dinamica unor lucruri, putem să vedem că există o cauză și un efect, putem să înțelegem conștientizând. Eu aș vrea să mă cobor un pic de la nivelul tău ca să ne înțeleagă și cei de acasă, pentru că tu ne vorbești de acolo, de la nivelul tău, care este mult ridicat față de mulți dintre noi. Și aș vrea să le spun așa. Practică. Această alchimizare înseamnă permiterea informației de a deveni experiență. A lucra noi, da. De a deveni experiență. Deci noi informația trebuie să o trăim noi. Atunci exact. Simțim exact. Că ceva exact. Se schimbă la nivelul corpului, sufletul, simțirii, tot. Exact. Da, mulțumesc da. Pentru... Da. Eu îți mulțumesc pentru că tu ne ai vorbești cu noi de la egal la egal. Dar mai avem până să ajungem egal cu tine. Asta e clar. Pe domeniul ăsta poate că am mai multă experiență, că ăsta e domeniul în care lucrez. Da, ai văzut, stânga cu dreapta încă le încurc, așa că... Deci sunt plusuri și minusuri la tot. Bun. Nu, așa asta este. Pentru că foarte multă lume vorbește despre alchimizare, dar vorbește despre așa, cum să spun, abstract. Dacă le întreb, domne, ce înseamnă alchimiza ceva? Nu e nicio filozofie. Trebuie doar să trăiești, să fii, să simți lucrurile. Să le las și să fie într-un firesc. Categoric. Să fii prezent în viața ta, pentru că noi, știi ce, de când suntem noi mititei, cel puțin cei de acum, foarte de mititei, merg la creșă, merg la grădiniță, merg la școală, nu-și dau voie să se cunoască, să fie ei cu ei înșiși și să se vadă ce e asta, asta e mână, asta e un degetel, asta e o unghie, na, fiecare. Învățăm lucrurile astea fizice, dar mai departe, ce simt eu? Mă bucur, plâng, îmi place, nu-mi place, îmi place o persoană sau nu-mi place altă persoană. Sau un loc. Știi, societatea în tumultul ăsta de a acumula, de a face, de a nu știu ce, au zis, astea sunt prostii, n-ai
vezi de treabă, nu-ți pierde timpul cu așa ceva, hai să vedem, să punem nas, facem ceva concret, știi? Exact, exact. Și atunci, și nici nu crede în suflet. Da, deci în perioada asta, hai să nu zicem un totalitarism al științei, pentru că începe foarte mult să interfereze partea de știință cu partea de spiritualitate, înțelegând. Bineînțeles, la cel mai înalt nivel al științei, toți oamenii de știință au spus de aici încolo e Dumnezeu. Dumnezeu. Toți, că ei s-au numit fizicieni, că au fost chirurgi, că au fost, nu știu ce, cercetători. Exact. Toți au ajuns la aceeași concluzie. Deci, dacă știința admite lucrul ăsta, cum noi să ne îndoim sau să venim cu alte teorii? Că nu există, nu are importanță, nu contează. Venim cu alte teorii pentru că nu ne dăm voie să mergem până la capătul cercetărilor științifice și pentru că plecăm din copilărie cu niște informații eronate, uitați cu poveștile tale că există pitici sau zâne sau îngerași sau mai știu eu, lasă-mă cu sufletul tău și cu plângerile tale, nu mai face pe nu știu ce sau, mă rog, fel de forme de exprimare și copilul începe să fie inhibat. Să nu mai stea atent la ceea ce simte, să nu mai exprime ceea ce simte, să nu mai dea importanță lucrurilor pe care le simte. Apropo de faptul că ai spus nu există pitici, nu există zâne, nu există nimic, uite să-ți arăt ceva foarte, foarte interesant, le arăt și prietenilor noștri, sper să se vadă. Ia uitați aici ce frumoasă imagine. O minune de îngeraș. Denumiți oricum, este o insectă, da? Care a fost fotografiată, căi licurici sau ce-o fi, dar ia uitați ce formă ciudată are, nu? Arată ca o femeie. Ia uitați, da. Cu mâini, cu picioare, cu grație. Nu există? Ba, există. Dar probabil că noi niciodată n-am fost atât de atenți să vedem, uite, vezi ce frumoasă e filiformă așa și ce frumoasă e. Arată ca exact o grație. Da. Deci aceste lucruri există. Scuză-mă. Nu-i problemă. E chiar bine că ai arătat că există, pentru că poate să pară puțin hilar. În momentul în care ne dăm voie să vedem în planul subtil, apar multe lucruri pe care în planul fizic nu le vedem. Da, pentru că nu le-am dat atenție niciodată. Nu trebuie. Și în realitate noi putem să le vedem. Sigur, deci fiecare le poate vedea, fiecare le poate simți și așa cum avem simțurile fizice cu care percepem realitatea asta materială, ele sunt într-o plajă în care se manifestă realitatea materială și pot să fie percepute în dimensiunea asta vizibilă pentru noi, dar sunt structuri care sunt, așa cum sunetele nu le auzim decât de la până la, există sunete și înainte și după. Lumina există și înainte și după ce vedem noi. Structuri există și înainte și după ceea ce poate să deceleze ochiul uman. Și structurile astea au și formă, au și culoare, au și miros, au și consistență, au și existență, au niște programe. Unele interacționează cu noi, deci majoritatea interacționează cu noi pentru că noi suntem creați într-un univers aflat într-o interacțiune permanentă, deci toate interacționează unele cu altele și ceea ce am, asta e părerea mea, ce am văzut eu, toate interacțiunile acestea ne oferă niște surse de învățare. Dacă merg pe calea asta, ce se întâmplă? Păi așa. Bun. Dar dacă ies din combinația asta, sunt un atom de ceva, am făcut o legătură cu ceva și a ieșit o țară, țara asta s-a dizolvat și fac o legătură covalentă cu alt element. Bun, asta înseamnă niște experiențe. La fel se întâmplă și cu noi. Interacționăm cu diverse persoane, facem legături de o anumită durată sau calitate sau intensitatea a legăturii, după care legăturile se desfac sau se în chimie se desfac. În realitate pot să mai fie ținute și mai pe la distanță, așa. Adică există posibilitatea să se recupleze niște atomi. Și după aceea pot să fie alte legături care să vină în viața noastră. Toate acestea sunt niște forme de a învăța. Și apropo de științe, spuneam la
într-una dintre tabere despre modelul atomului care are nucleul cu protonii și neutronii și are electronii care gravitează în jurul nucleului pe niște orbitali, despre care teoretic nu prea se știe pe unde sunt electronii, că modificări ale poziției orbitalilor. Și atunci, dacă noi suntem făcuți din atomi, mulți, mulți, mulți atomi, deci atomii formează molecule, care formează celule, care formează organe, organele, aparate, sisteme și în final se formează un organism. Păi este foarte clar că funcțiunea noastră este funcțiunea atomului. Când am spus într-o tabără lucrul acesta, am avut 3 chimiști în tabără. 2 dintre doamne au fost profesoare de chimie și a treia a profesat în chimie. Și mi-au spus că n-au văzut nici cât au predat, pentru că în momentul în care predai și vorbești despre niște lucruri, ți se deschid mai multe orizonturi, adică vezi mai multe unghiuri, mai vine cineva, mai pune o întrebare, un copil care n-a înțeles ceva ce ai spus într-un fel, zice punctul lui de vedere sau pune întrebarea de care are nevoie să se limpezească. Deci doamnele acestea au fost adorabile, deci mie mi-au spus că ceea ce lipsește flagrant din modul în care noi studiem știința este conexiunea dintre științe. În spiritualitate, ca să poți să înțelegi elementele, te duci pe structuri variate, adică poți să te duci pe noțiuni medicale, poți să te duci și pe chimie, și pe fizică, și pe matematică, și pe de toate, poți să fie literatură, filozofie, fel de fel de studii, ca să poți să integrezi de ce se întâmplă așa și ce am de făcut acolo ca să pot să fac o corecție. Dacă nu înțeleg mecanismele după care funcționează lucrurile, ceea ce pun eu ca și corecție acolo, s-ar putea fie să nu facă bine, fie la un moment dat chiar să producă rău acelei ființe, da? Acelui om, pentru că lucrez și pe plântuțe și pe animăluțe, adică nu doar pe oameni, dar în general pe oameni. Însă peste tot, pe unde se merge și pe stradă, na, vezi un cățel sau ceva, lucrezi pe el, îi trimiți iubire, îi trimiți... Na, comunici cu ele, cu animăluțele, cu totul, cu viu, se comunică. Dar pentru asta e important să înțelegem că toate sunt interconectate. Normal. Deci dacă facem această comunicare și involuntar. De asta, de exemplu, de multe ori să treacă, trec 3 persoane pe lângă un câine și din 3 latră pe una singură. Da. Da. Deci, Ralph-ul meu latră la prietenii lui căței cu care comunică. Înainte de Ralph am avut o cățelușă care a lătrat doar de 2 ori, dar când a lătrat tot câine de talie mare, era colii, a duduit. Altfel se gudura, se bucura, dar erau oameni frumoși în jur. A văzut 2 persoane, nu în același timp, odată o situație, odată altă situație, la acei oameni care erau parazitați de entități întunecate, Andra a lătrat până să-i se vadă și gingiile, adică furioasă. Și probabil că dacă n-ar fi fost înlesă, n-ar fi fost chiar o dulce. Da, cu siguranță. Da. Ralph este o blândețe întruchipată, dar el când latră e mare, se aude tare, latră să vorbească cu prietenii lui care se plimbă prin zonă. Însă... Nu manifestă la fel, nici la animăluțe. Unii latră, alții, cum să spun, se retrag. Nu stau, se retrag, asta face Ralph. Da, când face cu spatele. Și pisicuțele, că nu s-ar să... facă nimic, dar pleacă de lângă tine, nu stau lângă tine. Da. Deși da. Ele sunt cele care absorb energia negativă, cu toate astea nu au absorb energia după ce pleacă omul respectiv. Pe locul unde a stat, el acolo se așează și curăță locul.
și curăță. Dar nu stau aproape de omul respectiv atât timp cât el este prezent. Exact. În cameră. Sau dacă cumva acel om tinde să se apropie de ele, să le ia în brațe, să așa, nu sunt chiar prietenoase. Adică se apără. În felul ăsta se apără. Și uite, vezi, asta este, dacă vrei, din Marea Carte de Învățătură a Vieții, pentru că ne-au fost date lucrurile astea ca să înțelegem și să cunoaștem și să învățăm de la tot ceea ce a fost făcut înaintea noastră, ca să putem să mergem mai departe, pentru că nu putem să spunem, luăm cunoștințele de la momentul, eu știu, M din alfabet și putem să mergem mai departe până la Z și gata, știm toată informația de care avem nevoie. Deci ca să poată să se producă alchimizarea structurilor noastre, e nevoie să facem procesele integrale. Și atunci este nevoie ca noi să fim prezenți în viața noastră, în evenimentele din viața noastră, relațiile pe care le avem. Poate să fie relația de la casă, mergem și plătim, putem să zâmbim doamnei care îi plătim bonul de cumpărături. Putem să zâmbim unui om care intră sau iese dintr-o clădire, putem să dăm ajutor unei mămici care trebuie să-și urce copilul în cărucior în tramvai sau eu știu. Adică putem să ne dăm voie să fim oameni sau putem să uităm că suntem. Și acum, funcție de ceea ce asimilăm noi ca modele de existență, se poate să mergem mai departe și să facem aceste procese de alchimizare sau nu. La nivelul sufletului este o alegere. De multe ori este și la nivelul minții o alegere, dar în primul și în primul rând este o alegere non-conștientă, se produce la nivelul sufletului și noi decidem dacă vrem să rămânem pe loc, că ne este confortabil, sau dacă decidem să ieșim din starea de confort și să producem schimbări în noi. Uite, chiar stăteam zilele astea și mă gândeam că formula am o casă, am ce mânca, am un serviciu, am un salariu, am unde să mă duc, am de unde să vin, am familie, am copii, am... Ce am? Mă rog, fiecare ce are. De multe ori poate să reprezinte frână în evoluție. Pentru că oamenii zic, da, am tot ce-mi trebuie. Ok, ai în exterior ce trebuie. Dar tu, ca ființă, nu ești casa, mașina, serviciu, salariu, ce mai zici că ai și ești mulțumit. Tu, ca ființă, ești aici ca prin toate aceste lucruri să poți să produci o schimbare în tine. Pentru că lucrurile respective, indiferent că e vorba de casă sau de alte bunuri materiale, sau că este vorba de un nivel de trai, de câștig de salariu, sau de poziție socială, sau de pregătire profesională, sau nu contează, astea sunt niște hăinuțe. Da? În viața asta pot să fiu profesor de istorie, foarte bine. În viața viitoare pot să fiu magician de, nu știu, să cânt muzică clasică. Nu înseamnă că este mai bună o variantă și cealaltă e mai puțin bună. Sunt variantele de care eu am nevoie ca să produc alchimizarea în ființa mea. Și atunci, toate evenimentele care se petrec în jurul fiecăruia dintre noi, e ca și cum noi suntem o piesă de puzzle și ceea ce se așează în jurul nostru sunt exact piesele potrivite ca să completeze tablou și nu altele. Da? Niciodată altele. Deci ele vin pentru că în structura mea este un gol undeva și atunci vine piciorușul unei alte piese și zice, eu am venit cu informația asta, mă prind? Dacă eu prin piciorușul ăla și zic, da, am de învățat lecția ta, mă duc spre ea și o învăț. Și intru în povestea respectivă și învăț. Poate să vină și o altă piesuliță care are două piciorușe cu care interacționez. Wow, deci acolo este o lecție și mai importantă pe care trebuie să o învăț. Sau trei piciorușe, dacă există posibilitatea. Nu înseamnă neapărat că au desenele pieselor de puzzle, dar ele reflectă o structură matricială în care se compune o realitate. Da? Că este un plan sau că este acum cum sunt puzzle-le 3D care creează structuri volumice, asta mai puțin contează. Important este să înțelegem principiul. Deci toate aceste piesulițe care vin în interacțiune cu mine sunt fie persoane, fie evenimente, fie cadre. Da? Poate să nu fie nimeni de față, dar să mă duc undeva unde e o apă mare și eu să zic, nu știu, să not, am intrat în apă, ce fac acolo? Sau a venit apa peste mine, a venit o viitură sau
nu știu, să redresez mașina sau am luat-o prin prăpastie sau fel de fel, fel de fel de lucruri. Ce fac? Ce fac singur în pădure? Ce fac singur când e zăpadă? Ce fac dacă n-am apă? Ce fac dacă n-am apă caldă? Ce fac dacă? Deci toate acestea sunt forme prin care noi învățăm. Până acum au fost într-o formă care ne dădea emoțiile de nemulțumire, de neacceptare, de frustrare, de furie, de acceptam niște lucruri cu care eram educat că așa sunt, că asta e viața, și altele nu ne acceptam și ne înfuriam pe ele și eram într-o nemulțumire, într-o contră continuă, într-o critică continuă și ne păstram departe de noi. Ca să se poată produce alchimizarea, e nevoie să intrăm în structura noastră și să vedem. Vorbeam noi data trecută despre frică. Bun, dacă în mine este frică pentru ceva, înseamnă că am de învățat o lecție a fricii sau lecția pur și simplu a fricii ca emoție. Da? Pentru că pot să mă tem de un lucru sau pot să mă tem de o mulțime de lucruri. Da? Sunt oameni care, cărora le este frică să le fie frică. Pentru că se gândesc că atunci când apare frica, ei nu mai sunt stăpâni pe ei înșiși. Sigur, da? Și în stare de blocaj. Exact, și intră în stare de blocaj, da? Care poate să fie și panică, poate să fie anxietate, poate să fie orice stare, blocaje de a merge mai departe, de a face niște lucruri, rezistențe de a schimba ceva, și sunt foarte multe. Uite, vorbeam noi de constelații. Am făcut niște constelații și întâmplarea a făcut că la două doamne, deci în constelații diferite, au fost niște blocaje atât de profunde încât, în ciuda evidențelor pe care le arăta constelația, nu reușeau să iasă de acolo, decât foarte greu au reușit. Dar, hai să... Există mai multe tipuri de constelații, ca să poată să înțeleagă prietenii noștri care ne ascultă. Hellinger a făcut constelațiile familiale, Bert Hellinger. În constelațiile familiale sunt scoase la iveală emoțiile pe care le avem. În constelațiile pe care le fac eu, pentru că asta e modelul meu de practică și hipnoza regresivă și constelațiile și multe din aspectele de terapie merg în direcția asta, să văd ce s-a întâmplat în trecut ca și cauză. Și în constelațiile, sunt numite, o prietenă le-a numit constelații de neam, ne-am dus foarte mult în trecuturi să vedem ce s-a întâmplat în viața trecută, în 15 vieți în urmă, până la Babilon, la Atlantida, la indiferent unde a fost nevoie, ca să găsim dinamica evenimentelor pe care le-am traversat, sau le-a traversat persoana care se constelează, și să înțeleagă de ce are anumite situații, care este motivul recurenței unor situații și cum poate să vindece. Deci, înțelegând cauza, rezolvând cauza, pe urmă se rezolvă și efectul. Și poate să ia... Mă rog, e combinație. Poate să fie o poveste narrativă în care cineva începe și povestește din punctul lui de vedere. Poate să fie un joc de rol luat în alte etape ale constelațiilor și, de fapt, aici este, însă este un joc de rol care depășește închipuirea celui care joacă. Persoana care interpretează este aleasă de persoană constelată. Deci dacă tu vrei să te constelezi, în grupul de lucru de participanți la constelații, vezi o persoană cu care rezonezi și spui: persoana X mă interpretează pe mine, persoana Y pe persoana cu care am eu o relație deficitară. Sau poate să fie un caz, poate să fie frica mea de șobolani, să zicem, da? Sau nu știu, poate să fie orice. În momentul în care se intră în joc, se face o investire, adică eu fac un transfer al programului care este lucrat, ceea ce a spus tu, de pildă, dacă vrei să te constelezi, eu am o problemă. Bun. Energia acelei probleme care face parte din tine și din sufletul tău este transferată ca investire pe persoana care te interpretează. Persoana care te interpretează va spune ce spui tu, cum spui tu, cu gesturile tale, cu trăirile tale, cu tot ce vrei tu, iar
Ceea ce te ajută observator? Tu ești observator atunci? Tu ești observator, ești da. Observator. Stai în sală, da, stai pe scaun și observi ceea ce cei aleși interpretează și se poate ajunge de la a exprima niște stări, niște sentimente, niște vorbe, aud, văd ceva, până la a recrea scene din existențele trecute sau scene din existența neamului. Am înțeles. Vreau să te întreb, cei care reușesc să-și afle misiunea personală, își schimbă viața? Sunt influențați în așa mare măsură încât ajung să schimbe viața? Toată lumea are misiune personală. Vorbesc despre cei care își află misiunea personală. Cei care își află misiunea personală, dacă rezonează cu misiunea, pot să intre cu dedicare pe misiune și să considere că asta e ceea ce au de făcut. Oamenii reușesc să afle care le este misiunea personală atunci când sunt pregătiți, pentru că, uite, să știi că au venit multe persoane cu dorința de a-și afla misiunea personală și să meargă în transe regresive. Asta zici tu, că tu îmi spui el dacă rezonează, păi are de ales? El nu poate să-și o schimbe, că nu-ți convine, asta este, dar aia e misiunea ta. Să înțeleg. Misiunea, da. Diferența este că face conștient sau nu. Da. Da. Persoanele în cărora le-am făcut transă ca să vadă în momentul în care au venit la viață, care le e misiunea personală, de regulă aflau că trebuie să-i ajute pe ceilalți. Deci era un leitmotiv. Care e misiunea? Trebuie să-i ajute pe ceilalți. Cum? Trebuie să-i ajute pe ceilalți. Cum? Trebuie să-i ajute pe ceilalți. De ce? Ghizii nu dau informația mură în gură. Da, dar dacă vrei să le ajuți, poți să alegi tu și aici ai libertatea de alegere. Exact, exact. Poți să alegi ceea ce îți place să faci, ceea ce știi să faci mai bine. Modul în care chiar simți că poți să-i ajuți pe ceilalți și modul în care au ceilalți nevoie să fie ajutați. Dar noi facem ceea ce avem de făcut. Dacă alegem să facem, putem să ne schivăm și să o luăm puțin pe celelalte cărări și să zicem că, dar misiunea personală este ceva agreat înainte de a veni la viață și natural și firesc este ca noi să ne îndeplinim. Ceea ce spuneam de rezonanță este că în momentul în care simțim că ceva ne definește, că ceva ne face foarte mare plăcere, ne face să ne simțim autentici, ne face să ne simțim bine, face parte din ceea ce avem noi de făcut. Câtă vreme facem lucruri pe care nu le agreem și nu suntem cu adevărat în noi înșine, nu reușim să ne îndeplinim programul și mai luăm corijențe la programul de viață, câteodată și repetenții. Deci ce se petrece acum nu mai e cu corijențe, e cu repetenții. Adică în momentul în care eu ca entitate traversez dimensiunea a treia, n-am învățat în viața 15 o lecție și am revenit în viața 18 să o termin de învățat. Am dat un răspuns greșit acolo, mai iau o corijență, mai revin în viața 25 și mai învăț ceva. Dacă nu învăț sau nu învăț complet sau nu învăț corect sau dau răspunsurile greșite, sunt niște corijențe pe care le iau și le țin după mine și tot repet vieți după vieți până când reușesc să asimilez corect informația, iar informația asta corectă se așează în matricea mea și face lumină, acolo unde era un gol de informație. Asta înseamnă că am învățat ceea ce am avut de învățat. În timpul unei dimensiuni, se petrec aceste corijențe în care doar repetăm niște lucruri în continuare, de unde am rămas. În timpul trecerii dintr-o bandă de frecvență în altă bandă de frecvență, pentru că toate structurile se mută la 180 de grade, deci între 3 și 4 este diferența de 180 de grade. Asta înseamnă că sunt cu sus în jos, deci trebuie răsucire totală. Dacă nu se trece acum în 4, se reia să reiau lecțiile de 3. Evident, fiecare va relua lecțiile de unde a rămas, însă într-un alt 3. Deci este ca și cum repet clasa, nu mă duc să dau corijență pe lecția asta.
pe care n-am învățat-o. Repet tot anul de clasa a treia, ca să pot să învăț toate materiile de clasa a treia, pentru că nu o să pot să mă duc doar la ceea ce am de învățat. Încep și interacționez cu. Și la fel a fost și când a fost coborârea din grație, Adam și Eva au găsit oameni în jur. Da? Oameni care erau și ei coborâți într-o dimensiune inferioară, dar ei veniseră de undeva. Nu erau luminoși, nu erau terminați cu lecțiile de trei. Adică terminați, nu terminaseră lecțiile de trei. Da? Ei erau tot într-un proces de evoluție și au interacționat cu Adam și Eva și i-au învățat să mănânce carne, să omoare animale, să se bată între ei. Adică au învățat lucrurile care nu erau în zona raiului, unde era armonie și pace și înțelegere. Cei care erau acolo erau cei care făceau repetenție la anul 3, da, la dimensiunea a treia, și aveau de învățat. Atunci, ca să putem să producem această schimbare, e nevoie în perioada asta să facem alchimizările din noi și să înțelegem că, uite, Adam și Eva, de pildă, în grădina raiului, dacă aveau vreo problemă de sănătate, se tratau cu fructe și legume și plante și se însănătoșau. Și nici măcar nu se ajungea la probleme de sănătate, pentru că nu lucrau contra firii, nu lucrau contra legilor universale, deci ceea ce făceau ei era în lege. Aveau grijă de viu, întrețineau, nu omorau, nu stricau, nu distrugeau, nu făceau lucrurile distructive, dimpotrivă. Și atunci nu aveau cum să se îmbolnăvească, dar ceea ce era acolo le întreținea starea de sănătate. Și aerul curat, și apa curată, și hrana naturală, și plantuțele care ajută. Știm cu toții de medicina, da, din, cu plante și de fel de fel de leacuri. Noi le ziceam leacuri băbești, dar ele au trat științific foarte, foarte clar. Ei au coborât când au mers în 3D la 180 de grade și acolo a început să apară și boala, deci ca o disfuncție a stării de sănătate, a început să apară frica, a început să apară agresivitatea, distrugerea, crima, toate elementele negative care reprezentau lecțiile învățate de entitățile pe care le-au găsit. Da, și despre care spunea Dumnezeu, vă îmbrăcam, le-a făcut și lor haine din piele ca să fie la fel ca cei din afara raiului. Da, înainte să-i alunge din, da, din rai. Deci lucrurile ne-au fost puse și au fost puse foarte clar. În clipa în care ei au ieșit din armonia respectivă, atunci au început să simtă, nu? Efectele binelui și răului. Sigur că da. Sigur că da. Noi au trecut mii de ani și noi căutăm astăzi armonia, dar și credem în mintea noastră că dacă ne folosim de anume obiecte, de anumite ritualuri, de readucem armonia în viața noastră. Trebuie să fie armonie în interior și atunci pot fi folosite toate obiectele ca susținere, ca adjuvant pentru mintea noastră, pentru ființa noastră. Așa, dar important este să lucrăm în interior. Ca minte ce ne dorim. Da. Dar... Da. Uite. Vreau să-mi spui un pic, să faci o paralelă între alchimie și armonie. Păi dacă ar fi să spun la modul cel mai simplu, în armonie intrăm când o să fim alchimizați, pentru că am ieșit din armonie când am fost într-o altă alchimizare, în care răsucirea structurilor noastre la 180 de grade a produs niște blocaje care, dacă ar fi să spun așa, să fie mai inteligibil, e ca și cum în loc să mergem cu fața, merge cu spatele, sau în loc să mergem cu capul în sus, merge în mâini, pe picioare mergem în mâini, sau ca și cum am fi închis porți în ființa noastră. Da? În mod normal, în structura noastră,
am putea să spunem că sunt un fel de coridoare de comunicare, da? Niște căi de comunicare. Da? Poți să treci pe o portiță sau portal, putem să-i spunem cum vrem noi, și să te duci dintr-o parte într-alta. Poți să te duci dintr-o parte a creierului în cealaltă și una dintre direcțiile de alchimizare este să începem să ne folosim emisfera dreaptă. Există cursuri de desen cu emisfera dreaptă, mie mi-au plăcut foarte mult. Nefiind un talent la desen, dar am făcut niște desene drăguțe, care îmi plac. Iulia a făcut desene foarte frumoase și talentate, dar eu am făcut niște desene drăguțe și eram bucuroasă că am reușit să așa. Dar în momentul în care noi ne folosim emisfera dreaptă, începem să vedem mult mai multe aspecte ale realității. Pentru că baza informațională este în planul ăsta non-conștient, care este coordonat de emisfera dreaptă. Ea coordonează partea feminină a corpului, care este partea stângă a corpului. Emisfera stângă coordonează partea dreaptă a corpului, care este partea masculină, rațională. Partea stângă este cu creativitate, cu inventivitate, cu fantezie, cu variație, cu fel de aspecte. Și cu cât ne dăm voie să fim mai activi și să lăsăm să circule informația dintr-o parte într-alta, foarte mult ne ajută, de pildă, când povestim vise. Da? Visăm noaptea când dormim, da? Și dimineața putem să povestim visele. Visele sunt create de emisfera dreaptă, narrarea lor sunt... când folosim emisfera stângă. Da? Și atunci când le folosim, deci povestim visele, folosim ambele emisfere cerebrale și se creează aceste punți, aceste căi de legătură, cele care formează corpul calos. Deci în lumea asta nouă o să se activeze corpul calos, care unește cele două emisfere și canalele astea, sau coridoarele, căile de legătură dintre cele două emisfere, o să se activeze și o să putem să trecem la un alt nivel al inteligenței. Noi trebuie să fim conștienți că partea conștientă, partea rațională, deci emisfera stângă, are un aport mic la inteligența noastră, la psihicul nostru și la procesările pe care le face ființa noastră. Grosul are emisfera dreaptă. În momentul în care noi trecem de la a folosi doar o emisferă la a folosi ambele emisfere cerebrale, capacitatea noastră în toate domeniile crește exponențial. Deci nu matematic, adică aritmetic, crește exponențial, pentru că începem să folosim aspecte la care nici măcar nu ne-am gândit. Începem să vedem, adică încep și clar simțurile să fie folosite și ne ajută extraordinar de mult. Uite, pe mine, mai multă lume m-a întrebat când lucrez, cum de am știut, pentru că sunt mii de tehnici folosite. Ele sunt particularizate pentru că nu lucrez în orb. Deci mă uit să văd ce e acolo și lucrez funcție de ce e nevoie. Nu lucrez pe baza unei scheme care să fie valabile pentru 5.000 de oameni, da? Sau pentru orice, pentru că nu are cum să se aplice. Și atunci asta face diferența și asta este ceea ce putem să facem cu toții, numai să ne lăsăm, ne dăm voie. Situația de acum, energia care, pe care o are planeta acum, această creștere a energiei în vibrația de 4D, ne dă posibilitatea să ne activăm emisfera dreaptă și să ne activăm clar simțurile. Da? Majoritatea caută clar vedere pentru că oferă cel mai mare volum de informație. Dar se poate să se dezvolte clar mirosul, clar auzul, clar. Deci fiecare... Cu ceea ce are, cred că am mai spus eu, cineva îmi spunea la un moment dat că simte mirosurile oamenilor și funcție de asta și-a făcut un fel de algoritm. Un om care, sau când simte un anumit miros, omul este într-un anumit fel. Da, știi? Și o singură dată am auzit de cineva care spunea că simte gust. Deci clar gust. Zice, parcă ceva dulceac, parcă ceva amar, parcă ceva acru. Deci... Și atunci mi-am dat seama de ce spunem de un om, uite, un om dulce. Ce acru e cu tare. Doamne, cât amăreală are ființa asta. Deci nu sunt lucruri care au venit întâmplător. Ceea ce oamenii au transmis prin cuvinte, au transmis din experiența pe care au trăit-o. Și chiar dacă noi nu mai cunoaștem sensul inițial
de la care s-a pornit în anumite expresii există. Există un sens și există realitatea unor manifestări care au generat aceste cuvinte pe care le folosim și acum, chiar dacă nu mai știm sensul. Bun. În ceea ce privește alchimizarea de acum, este întoarcerea spre armonie. Apropo de întrebarea pe care ai pus-o tu. Ca să putem să facem întoarcerea asta spre armonie, este în primul rând nevoie să facem curat în noi. Dar n-am putea să spunem că într-o casă este frumos și este armonie dacă e dezordine, praf, lucruri aruncate sau dacă nu-i gunoiul dus. Da? Nu putem să băgăm sub preș și să spunem că e bine și frumos. Și atunci, ca să putem să facem alchimizarea, e nevoie, în primul rând, să înțelegem care ne sunt punctele nevralgice, unde sunt blocajele de care spuneai, unde sunt fricile noastre, ce anume ne produce trăiri negative și să începem să lucrăm cu noi ca să... Știi, cineva m-a întrebat ce înseamnă să lucrăm cu noi. Uite, exact asta ce spunem acum. Să fim atenți la noi și la trăirile negative. Și să ne întrebăm de ce avem trăirile astea negative. De unde vine frica de întuneric? De unde vine frica de șarpe? De unde vine frica de gândaci? De unde vine frica de nu știu ce? Sunt multe posibile și să știi că n-am găsit până acum să existe ceva fără sens. Uite, o bună prietenă avea frică de gândaci. Și mergând puțin în trecutul ei, am văzut o viață în care a fost, se petrecea în Japonia, a fost îngropată de vie într-un loc în care erau foarte mulți gândaci. Care au făcut ceea ce știau ei să facă și a traversat o moarte lentă, extrem de dureroasă și care, după niște secole, încă o durea. Și încă o făcea să-i fie frică de, sau frică de păienjen, tot așa, sau de șerpi, tot așa, oameni care prin junglă au fost omorâți. Deci fel de fel de informații, ele rămân în structura noastră ca informații, rămân la nivelul sufletului ca niște stări de frică de, dar nu mai știm cauza. Da? Și atunci ceea ce avem de făcut este să ne ducem să vedem care e cauza, să lucrăm pe ea și momentul în care se produce descărcarea emoției negative cauzatoare a blocajului sau a situației neplăcute, atunci putem să mergem mai departe. Și atunci se face alchimizarea. Da? Deci ne duce spre o zonă de armonie și armonia finală este așa. Dacă ar fi să mergem puțin așa în salturi pe traseul 4D-ului, va fi în momentul în care nu se mai pune nevoia de tratament pentru ceva, pentru că nu ne mai îmbolnăvim. Da? Deci noi am început să ne îmbolnăvim și să facem tratamentele cu plante, pe urmă cu fel de fel de variante de tratament, până am ajuns la variante extrem de sofisticate de tratament. Ele sunt necesare atâta vreme cât noi suntem într-un program autodestructiv. Când nu se mai... Da? Când o să depășim nivelul acesta, o să intrăm într-un program constructiv pentru ființa noastră și în echilibru. Nu o să mai fie nevoie de. Iarăși, cu banii a fost o formă în care să găsim o cale de mijloc pentru schimburi și care să înlocuiască trocul. Da? Pentru că dacă unul dădea o oaie și unul dădea trei ouă sau... o bucată de brânză, nu prea era echilibrat trocul. Și atunci s-a găsit forma asta intermediară, care a escaladat extraordinar de mult și acum devine o lege existențială și un scop pentru foarte mult, dar în câteva decenii o să se schimbe radical. Deci nu o să mai reprezinte bunurile, averea, banii, foarte multe nu o să mai reflecte un scop în viață. Pentru că o să începem să înțelegem că suntem oricum parte de Dumnezeu și avându-L pe Dumnezeu în noi și conștient de existența lui Dumnezeu în noi, nu doar în exteriorul nostru și nu plasându-L doar undeva într-un cer îndepărtat și e foarte greu de ajuns la El. Nu. El este în noi pentru că de asta suntem vii, că avem spirit care-i scânteie de Dumnezeu în fiecare dintre noi și
noi facem parte din corpul lui Dumnezeu. Și atunci, și noi suntem în El. Deci El e în noi, da, în inimă, în inimioară, da, în cămăruța 5, dar și noi suntem în El. Și atunci, în momentul în care noi reușim să recreăm legătura cu Dumnezeu, nu mai avem nevoie de tot apanajul din jurul nostru, că sunt haine, că sunt case, că sunt mașini, că sunt eu știu ce mai... Corect. Este, știi? Și iarăși vom înțelege că un copac este o altă celulă din Dumnezeu. Nu-l mai distrugem, nu-l mai tăi, nu-l mai lovim. Să-l vedem ca atare, să reînvățăm, să-l simțim și să-l... Ne dăm voie. Sigur că da, să-l respectăm ca atare, pentru că o viață așa cum ne-o dorim nu poate să existe decât într-un tot. Sigur, sigur. Asta ne... 4D-ul care se traversează conștient acum, este o formă intermediară între zona non-conștientă și zona supraconștientă. În zona supraconștientă ne conectăm la tot. Noi acum învățăm pașii de a ieși din deconectare, să ne ducem în reconectare, care este reconectarea la noi și la Dumnezeu. Da? Și corect. Și să mergem mai departe cu bine. Da, sper să ai explicat atât de frumos, încât... Cred că fiecare dintre cei care ne urmăresc și-a limpezit în mine. Doamne ajută. Și știi ce înseamnă a te alchimiza, a face acest proces de alchimizare. Eu am să le prezint. Să știi că și cărțile alchimizează. Da. Sunt mulți care mi-au spus că au început să vadă lucrurile altfel după ce le-au citit. Au început să înțeleagă foarte multe lucruri. Celor care doresc să comande cărțile pot să trimită mesaje la 0722 908 037. Deci trimiteți mesaje, pentru că nu de fiecare dată când sunați o veți găsi pe Florentina Liberă. De regulă nu prea spun. De liberă, de regulă este prinsă la muncă, tot în folosul celor care au nevoie de ea. Pentru că sunt mulți oameni care au nevoie de tine. Vreau să ne spui câteva cuvinte despre tabăra de acum din noiembrie, care sper să doresc să fie. Sigur că da. Îmi doresc să fie, pentru că tema taberei este chiar alchimizarea. Alchimizarea ființei. Deci vezi că se fac conexiuni. E ceea ce avem nevoie ca să putem să trecem frumos mai departe. Cartea trecerii este cartea care ne explică structurile noastre ca să putem să înțelegem cum suntem setați, cum funcționăm, de ce se întâmplă lucrurile și cum funcționăm. Și e, dacă vrei, un fel de manual care ne ajută în procesul ăsta de alchimizare, pentru că în momentul în care înțelegem cum funcționăm, nu mai este nevoie să batem pasul pe loc. Putem să mergem mai departe și să ne cunoaștem. De fapt, alchimizarea pleacă de la a ne cunoaște și de la a ști să ne folosim. Știi, în plan fizic, orice copil învață, astea-s mâini, picioarele sunt care-s picioarele, ochii, nasul, gura. Deci, orice copiluț mic pe care îl întrebi unde-i nasul, te arată, pune degețelul pe nasul. Unde-s urechile, astea-s urechile, unde-s ochii, te arată la ochi sau te arată la ochișorii tăi. Dar, dacă am putea să-i întrebăm pe copiluți, unde simți tu bucuria? Unde simți tu că te doare? Unde este suferința? Unde e când te-ai speriat? Ce-ai simțit în ființa ta? Cum a reacționat corpușorul tău? Când poate să înceapă să vorbească? I-am dat voie să crească cunoscându-se. Noi nu facem treaba asta. Și ajungem pe urmă adulți cu blocaje și ne gândim, ar trebui să nu sufăr, deci îmi blochez emoțiile, îmi blochez suferințele, îmi blochez ideea de nu pot să fac. Bun, și dacă nu pot să fac, rămân și sunt zeci de ani de suferință în care omul se învârte într-un cerculeț, nu iese de acolo pentru că e frică să o facă. Și pentru că se gândește că dacă iese dintr-un spațiu cunoscut, în spațiu necunoscut, e oricum gestionat de frica de necunoscut, este posibil să fie suferință. Știi, asta vreau să spun. Cei mai mulți consideră că afișarea emoțiilor
care sunt firești, până la urmă sunt normale, iar face vulnerabil. Eu trebuie să mă arăt altfel decât simt. Eu trebuie să fiu puternic. Eu nu trebuie să dau importanță acestor lucruri. Nu contează, trec peste ele. Știi ceva? Eu nu știu dacă e bine așa, dar uite, la niște constelații, una din fete îmi spunea: ce mă bucur că ai rămas la fel de copil. Evident. Glumesc pe seama mea, râd, mă manifest și dacă mă bucur, și dacă nu mă bucur, dacă îmi place, dacă nu-mi place. Las să înțeleg lucrurile, pe urmă le spun. Dar consider că în momentul în care ne dăm voie să fim autentici, abia atunci suntem puternici. Pentru că ne dăm voie să ne întâlnim cu situațiile de viață și să le integrăm, să le înțelegem, pentru că dacă ne blocăm de teama de a nu fi vulnerabili, noi nu reușim să depășim niște etape și rămânem acolo și vine viața și zice: poc, nu vreau să văd, poc, nu vreau să văd, poc, tot nu vreau să văd. Păi și când vrei să vezi? Că se duce viața. Și pe urmă tragi concluzia: stai puțin, ce am făcut eu tot timpul ăsta, că de fapt viața mi-a dat semnalele astea, a venit și a ciocănit la ușa mea și a zis să-i deschid. Dar dacă eu nu o las să intre la mine, mor câte puțin, e ca și cum, nu știu cum să spun, în mintea mea am tradus: mă mor puțin, câte puțin eu însămi. Adică, în loc să mă trăiesc, eu mă mor. Adică, omor niște structuri, niște părți din mine, inhibându-le, ca să nu le dau voie să se manifeste, de teamă de a nu suferi. Ori tocmai suferința este cea care ne trezește. Știi, uiteam la un moment dat despre martiri și despre cât au fost ei de torturați, și că până la urmă, crezând în Dumnezeu, ei s-au dus înapoi la Dumnezeu și au rămas în lumină. Dar cu fiecare dintre suferințele care au venit, au scos din ei părți întunecate. Au scos blocaje, au scos temeri, au scos neîmpliniri, au scos frustrări, au scos furii și s-au purificat. Intenția mea este ca și a ta, prin tot ceea ce facem, să ducem procesul de învățare și de creștere, de evoluție, spre varianta de conștientizare, nu de suferință, pentru că se poate învăța și prin conștientizare, fără suferință. Dar trebuie să cerem lucrul ăsta. Și atunci el vine în noi, că vine prin ceva ce auzim la televizor, citim într-o carte, auzim la cineva, dar vine prin conștientizare. Și este mult mai... Până la urmă să știi că e... Suferința, da, dă un răspuns autentic, dar îl dă în urma unei dureri. Un răspuns la fel de durabil, dar aș zice că este și mai durabil și mai constructiv, este să conștientizăm, pentru că atunci înțelegem procesele. Nu mai facem forțați lucrurile. Vezi că în oamenii puternici, în luptători, care sunt drepți și au caracter, sunt cele mai frumoase suflete, cele mai sensibile. Cele mai sensibile. Pentru că dacă e să te gândești profund, pentru ce luptă? Luptă pentru unul mai slab decât el. Pentru că el, dacă ar face pentru ego-ul lui, i-ar fi mult mai ușor. N-au efect. N-au, sigur că da. Și nu produc efect nici în interior, adică dacă cineva vrea să facă schimbare ca să-i zică cineva: bravo, ce grozav ești, că uite ce deștept ai fost, ai făcut, ai schimbat, nu are nicio... Nu e. Nu aia e schimbarea. Schimbarea este în momentul în care înțelegem modul în care funcționează lucrurile, ca să putem cu adevărat să știm să ne folosim noi pe noi și să putem să mergem mai departe cu iubire. Că știi, luptă de-a lungul timpului, deci când am început eu să lucrez, foarte adevărat că aveam așa o tendință de a dizolva entitățile întunecate, ceea ce nu era frumos. În timp am conștientizat că sunt niște entități. Nu? Da. Nu trebuie să faci asta.
trebuie să lași și... Da, da. Nu e voie, trebuie să lași să se manifeste și în timp am ajuns să stau așa în sufletul meu, ok, și am de învățat de la tine, eu îți dăruiesc iubire, tu îmi dăruiești cunoașterea ta. Structura mea va ști să vadă care este adevărul din ceea ce îmi dai tu. Dar dacă eu preiau informația de la tine și îți dăruiesc iubire, ceea ce îmi transmis tu este adevăr. Dar dacă eu vin cu lupta spre tine, tu îmi dai minciună. Că zice, uite, atâta, poate atât îi dau. Păi da, vei fi de pe poziții de luptă și de o parte și de alta și atunci, normal. Tocmai. În luptă e totul posibil. Sigur, în război și în iubire e totul posibil. Așa este. Deci, mai ai locuri pentru tabără? Mai sunt câteva locuri, pentru că în momentul în care am zis, s-a umplut jumătate din listă, cred că n-au fost 10 minute, adică 10 minute mi-a luat să scriu. Așa. Pe urmă am zis, nu știm cu anumite conjuncturi ce și cum va fi, dar convingerea mea este că lucrurile se întâmplă de foarte de bine de acum înainte și că suntem pe drumul cel mai bun și este foarte important ca noi să ne construim viziunea luminată. Cei care vor să scrie la tabără tot la numărul ăsta? Toate la numărul ăsta. Deci încă o dată. Și tabere și constelații. Deci constelații, curghieră, dar am mai spus și eu, da. 0722908037 pentru cei care vor să meargă la tabără, la tabăra în care o să învețe. Să lucrăm practic. Da. O tabără în care se va lucra foarte mult practic. O să învețe foarte mult. Înseamnă pe alchimiza. Da. Foarte. Da, adică sunt niște tehnici atât de frumoase și toate sunt duse la simplitatea extremă. Mie îmi place să le duc la simplitate pentru că e cel mai simplu și explic și cum le luăm noi din realitate, pentru că sunt toate lucruri reale. Îți mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc! Mulțumesc și ascultătorilor noștri, prietenilor noștri care ne ascultă. Ca de fiecare dată te las cu meditația pe tine, eu mă retrag. Dumneavoastră vă mulțumesc! Vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și să avem încredere, așa cum ne spune Florentina, că lucrurile se vor duce către bine. Să știi că nu zic eu. Zice pe aici că tot în povestea Bibliei zice că Eva o să îl trimită pe domnul șarpe la plimbare. Îl trimită. Adică se va termina programul pe care l-a adus. Să-l trimită mai repede. Da. Mulțumesc tare mult! O seară cu drag, minunată. Cu drag și o mulțumesc tuturor. Și numai bine. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Bună seara și bine ne regăsim pe un traseu ceva mai special al unei transe pe care v-aș sugera să o faceți de câte ori aveți nevoie. Puteți să ascultați doar această transă pentru că face parte din cele mai, eu știu, vehiculate situații prin care trecem în această perioadă. Fond este vorba despre prima trăire de emoție negativă, cea care a indus frica. Frica, așa cum am tot povestit noi de multe ori, este o trăire pe care fiecare o are într-un fel sau altul, până când reușește să stea de vorbă cu sine și să vindece frica și să înțeleagă despre ce este vorba. Dar atâta vreme cât noi nu ne dăm voie să ne vindecăm de frică
și să ne ducem cu iubire spre Dumnezeu, ea tinde să pună stăpânire pe noi și să producă suferințe. Și nu doar suferințe, ci și reacții care nu sunt neapărat cele mai potrivite pentru noi, ci sunt niște căi de a ne păstra în suferință. Și dacă ar fi să vă dau un sfat, ar fi să luați carnețelul și să vă notați fricile pe care le aveți și să lucrați cu fiecare frică până în momentul în care simțiți că nu mai există. Așa că vă invit să lăsați obiectele care vă țin atenția trează, creioane, telefoane, ochelari, eu știu ce poate să fie, să luați o poziție cât mai comodă și securizantă. Dacă există teamă de ce ar putea să meargă pe jos, să încercați să puneți picioarele pe un scaun, pe o canapea. Dacă este teamă de întuneric, lăsați o lumină aprinsă. Deci încercați să evitați factorii care alterează starea de confort și de liniște. Și inspirați profund. Și rar. De câteva ori. Continuați. Să inspirați cât mai profund și rar. Și să vă eliberați de orice gând, trăire, tare, emoție, grijă sau teamă. Dar apoi să vă gândiți la frica dominantă pe care o trăiți una doar. De fiecare dată când repetați această meditație, alegeți doar câte o frică. Așa cum am spus, dacă este frică de întuneric, dacă o trăiți, alegeți să lucrați frica de întuneric și celelalte frici le lucrați cu altă ocazie. Dacă e frică de un anumit animal, lucrați acea frică, celelalte cu altă ocazie. Deci de fiecare dată lucrăm doar pe câte un element, pe câte o frică. Puteți să folosiți
două variante. Fiecare o folosește pe cea care îi se potrivește cel mai mult. Se poate externaliza frica. Și putem da un chip sau un nume. Putem să creăm o imagine a fricii. O imagine pe care o privim, știind că este frica noastră. Sau putem să lucrăm în interiorul nostru, acolo unde este frica. Dându-ne voie să ne ducem în starea de frică, indiferent ce fel de frică este. Acum, și ori de câte ori se va repeta meditația, există protecție ca frica să fie vindecată, amplificată. Este protecție pe care am pus-o eu. Ceea ce poți să faci tu este să mergi pe acest program fără să creezi un program contrar. Dacă vrei să rămâi în frică, n-are sens să faci meditația. Dacă vrei să te vindești de frică, fă-o cu drag, cu încredere, pentru că tu lucrezi în structurile tale, nu altcineva. Și voi spune ambele variante, astfel încât să-ți alegi ceea ce dorești, simțind ce ți se potrivește. Când frica este externalizată, îi creezi o imagine pe care o privești intens, până când reușești să înțelegi. Este oglinda ta. Care îți arată ce e în interiorul tău. Poate să fie un eveniment sau o persoană sau pur și simplu o formă pe care ai creat-o. Ea a venit să te ajute să conștientizezi frica din interiorul tău. Pentru că de fapt, o entitate prietenoasă, pentru că vrea să te învețe să te vindești de frică, ce ai tu de făcut, te mulțumești și te trimiți iubire. Iar dacă alegi cealaltă variantă, în care simți starea care ți-o produce o anumită frică, frica pe care ai ales să lucrezi, lasă-te să trăiești cu întreaga ființă acea stare de frică și lasă-o să curgă în tine ca o cascadă, ca o apă care curge. Care tu o accepti, pe care tu o lași, curgă în ființa ta și să vindece fiecare rană. Și privește-o cu iubire, pentru că ea te vindecă.
Iar eu, tu vei lucra, voi lucra alături de tine, cu iubire.
rog să păstrezi starea de a lucra până când simți că te-ai eliberat. Și când privești din nou frica ta, constați că acolo este doar iubire. Și-ți mulțumesc pentru că ești aici și pentru că te vindeci, pentru că te alchimizezi. Dar îi doresc o săptămână minunată. Să ne vedem cu mine. Cu toată iubirea, numai bine. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic. Fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.